Fotbaliștii gazului metan au plecat luni dimineața spre Serbia, acolo unde se vor pregăti până la sfârșitul lunii în curs. Dintre jucătorii aflați la final de contract, Alexandru Curtean, Răzvan Pleșca și Cristian Danci, au semnat prelungirea pentru un con sezon. Totodată, Gazmetan s-a despărțit pe calea amiabilă de Ciprian Petre și Dario Rugasevici. De asemenea, Eric de Oliveira, Alexandru Munteanu și Radu Zaharia, jucători care mai au contract până în data de 30 iunie, nu doresc să continue cu Gazmetan și nu au făcut deplasarea în Serbia. Așa cum v-am zis, o să mai apară jucători. Astăzi plecăm înspre Zlatibor, în Serbia, unde am fost și anul trecut în cantonament, unde cunoaștem condițiile de pregătire, de ne-am pregătit foarte bine. Încercăm și în acest an să ne pregătim la fel de bine. V-am zis, au apărut jucători și vor mai apărea și la Zlatibor. Este o perioadă de transferuri destul de lungă. Nu ne grăbim în a aduce jucători. Au venit doi jucători care au fost în trecut la Panduri, Bușu și Surugiu. Eu cred că încet ne vom completa lotul și pe 14-15 iulie să începem un nou campionat care cu siguranță va fi mult mai greu decât cel de anul trecut.